Prima repriză dintre Farul și Rapid a fost una echilibrată. Rafa Giorda putea deschide scorul din minutul 33, dar a ratat dintr-o poziție ideală. Farul Constanța a avut cea mai mare ocazie a primei părți. În minutul 41, Neagu a scuturat transversala cu un șut puternic de la 20 de metri. Echilibrul partidei s-a rupt în minutul 68, când marinarii au rămas în 10 oameni. Doru Bratu a văzut al doilea cartonaș galben după ce l-a faultat pe Mădălin Martin la marginea careului. Arbitrul a dictat lovitură liberă. Vlad Morar a executat, portarul Farului a respins în față, iar Raul Costin a marcat singurul gol al meciului. Farul joacă următorul meci sâmbătă în deplasare cu Dunărea Călărași.